Salut, prieteni! Salut! Sunteți pe canalul meu, Andrei Savciucra. Deja facem pe canalul meu. După cum țineți minte, când era inventat un joc pe canalul ei cu căștile și cu telefonul, și iată, acum a venit rândul ei. Eu am scris niște întrebări. Sunt 10, pare, mi se, da? 10 întrebări? 10, da. 10 întrebări. Regulile sunt tot aceleași. Cine nu știe, poate nu a văzut la ele pe canal, puteți intra și să vedeți cum am răspuns eu cu Natalia. Dar vă spun repede succint. Repede succint. Ira va trebui să stea cu căștile în urechi cu muzică puternică. Eu îi dau niște întrebări și ea trebuie să răspundă doar cu un singur cuvânt, cu un obiect sau cu ceva, cu un lucru. Ce vreau eu? Primul cuvânt care l-am zis. Un cuvânt. Nu să răspundă propoziția înapoi, de exemplu. Cred că este clar. Și dacă sunteți curioși cum am răspuns eu și cu Natalia, intrați la ele pe canal și o să vedeți. Hai, arată... să auzim că cântă muzică. Da. Tare. S-aude, s-aude. S-aude tare. Deci, începem noi cu prima întrebare care am alcătuit-o eu. Iată, eu i-am scris așa. Care îi vrea să fie al doilea nume al tău? Cum ai vrea să o numească ea? Cum să se... numele ei, al doilea nume. Banana stricată! Iată, banana stricată, numele ei, iar vrea să fie banana stricată. Ok. A doua întrebare. Dacă te-ai naște încă o dată din nou, cine îi vrea să fii? Știți că se mai spune că o să mai avem o viață sau am fost în altă viață. Cine îi vrea să fii când te vei naște încă o dată în lumea cealaltă? Burian! Buruian era vrea să fie. Iarbă, buruian care să o prășești. Eu nu înțelegi nimic acum. Mâncarea ta preferată era, care este? Gunoi! Gunoi! Chiar interesant! Eu știu de mucitre. Ce să trebuie să fac lui Iracica dimineață, ce mâncărică? Gunoi. Vrea să fie buruian, în viața următoare vrea să mănânce gunoi și numele banană stricată până ce. Banană stricată? A să o strigăm prin casă așa. Tag, a patra întrebare. Tu spune și eu, mă încetulea. Ce vrei să devii în viață? Profesia. Ce vrea să devii în viață, Ira? Muscă! Profesia ei este muscă. Ok, bun. Eu cred că tare o să se râdă ea când o să vadă acest video după ce nu-i face eu. A, ce mașină îi vrea să ai? Marca, marca. De exemplu, cum este Mercedes, BMW, Audi... Venin! Venin! Venin. Venin, asta e o travă, care șarpele, care... Iată marca de mașină Venin, încă n-am auzit, nu, să sperăm că când va crește era mare o să fie așa mărși de mașină Venin, ce am să-și cumpere. Da, da? Nu. Așa, cu cine ai vrea să călătorești? Cu purici. Cu purici vrea să... Purici. Vrea să călătorească cu purici, prieteni, mama mia. Era, dar nu te prânește nimeni la odihnă cu purici. Vrea să odihnească cu purici. Așa. A, cum se numește filmul tău preferat? Oaie. Eu n-am avut deja denumire de film, Oaie. Filmul ei preferat, am dus și Taci mai încet, e Oaie. Da, Taci mai încet, e Oaie. Taci mai încet, filmul preferat e Oaie. Așa, următoarea întrebare. Băutura ta preferată, din ce ai vrea să o prepari? Știți cum sunt portocale, îți faci singur suc, din miere, din banan. Ira, din ce ai vrea să-ți faci sucul tău preferat? Ciorapi troși! Din ciorapi suc, prieteni, mamă! Fu! Andreușa, tu vrei să bei suc din ciorapi? Mai departe. Penultima întrebare. Iată, Ira, ai un animal de companie. Pisică, câine, papagal, asta.
Ce nume îi pune la animalul tău de companie? Da, și importanța are. Vierme! 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 Iată, era să ai, de exemplu, un cățăruș sau ceva așa să strigăm vierme, vierme! Vierme-ncoa! Pis, pis, pis! Da, sau pis, 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 de exemplu, sau un șobolan ceva, vierme. Și ultima întrebare. N-am înțeles. Mama îmi spune, asta eu aici n-am scris-o, ea îmi spune. Cum ai vrea să te numească pe tine la școală? Toaletă! Gata! Coșul, gata! Și încă una. Eu am o întrebare. Eu nu i-am dat așa întrebări. Cine ai vrea să-ți fie prietenul tău cel mai bun? Iată, cine? Parașută! Parașuta să-ți fie prietenul tău cel mai bun, e ok, dar încă merge. Dar eu știu cine și eu. Cine? Chiesa. Chiesa, așa, bun, gata, gata. Gata, scoate. Gata? Acum să da. Nu ce spune. Nu, dar nu o să fie interesant. Ah, da. Nu o să fie corect. Interesant. O să uite când... Ce sărdei? O să vezi deja... Ce dar și nu spune ce întrebări am dat, nu o să fie interesant. Tu o să privești acest video, eu... Ai zis și toaletă și... Da, știu. Să mince. Da. Ia că dar o să vezi... Ciorapul roșu. Da. Ok. Ți-a făcut, Andriușa, da. Jocul nostru? Da. Tu ai vrea să-ți faci și ție așa un joc? Să-ți gătim niște întrebări și tu să spui câte un cuvânt care vrei tu. Da. Ok, data următoare îți faci. Chiar foarte interesant, jucați și voi acasă. Da, puteți să faceți chiar în familia voastră, cu prieteni, cu rudele, cu cine. Ce mi-a plăcut muzica. Și este foarte interesant, iată, uite așa, amuzant, tare. Alcătuiești niște întrebări și le dai. Și stai și poți să mori de râs împreună cu familia. Voi le-ați auzit, eu nu vreau să le spun acum, că nu o să fie interesant. Era deja sunt greu să privească și atunci o să vedem noi reacția ei când o să privească. Ok? Da. Bine, deci prieteni, dacă v-a plăcut, așteptăm și partea 3 cu Andrieș să o facem, da, Andrieșa? Puneți like-uri și scrieți întrebări. Și scrieți-ne întrebări dacă poate să mai facem și cu Iram cu data sau cu Natalia sau cu mine. Sau cu mine. Da, sau cu tine. Așteptăm întrebările și cu mare plăcere o să facem, da? Da, okay, dacă v-a plăcut, puneți multe like-uri. Și nu uitați să vă abonați pe canalele noastre toate YouTube, dar noi vă spunem pe curând și la video următor. Pa, pa! Pa, pa!